În 2014, doar 7 nave de croazieră au acostat în portul din Drobeta Turnu Severin. Una dintre ele a fost obligată de împrejurări, pentru că a apărut o defecțiune și a fost nevoită să arunce ancora în portul severinean. Autoritățile spun că ne confruntăm cu o scădere drastică a numărului de turiști. Societățile de turism care fac aceste programări și probabil că principala cauză de ce este ocolit orașul nostru, nu avem ce prezenta practic la această dată turiștilor străini. În urmă cu 3 ani, 4 ani, am avut peste 400 de acostări în portul Turnu Severin al navelor de pasageri străine. Iar în anii următori, încet, încet, acest număr a scăzut, care este la ora actuală foarte redus. Explicațiile dezinteresului turiștilor pentru plaiurile mehedințene sunt multiple. Vina este aruncată pe autoritățile care nu au știut să investească în infrastructură. Turiștii care aleg călătoriile cu vasele de croazieră provin din țările occidentale și au anumite pretenții. Noi nu ne ridicăm la nivelul exigențelor lor. Un minus al portului din Drobeta Turnu Severin ar fi lipsa unui magazin de suveniruri. Aici nu există nici măcar un butic de unde turistul din Occident să-și poată cumpăra o vedere sau un magnet pentru frigider pentru a rămâne cu o amintire de la Drobeta Turnu Severin. Perioada de regres coincide cu intrarea în reabilitare a obiectivelor turistice de interes pentru oaspeți. Acolo unde trebuie să fie montate indicatoare și panouri infoturistice, se află șantiere în toată regula. O explicație pentru lipsa turiștilor ar fi și faptul că de câțiva ani de zile se lucrează la modernizarea și reabilitarea principalelor obiective turistice din Drobeta Turnu Severin. Se lucrează la foc automat, la muzeu, la cetatea medievală, dar și la teatru, așa că turiștii nu prea au ce să vadă. Anul trecut, Dunărea a fost tranzitată de 463 de nave de croazieră. În portul din Drobeta Turnu Severin au acostat doar 21, care au avut la bord 2427 de turiști.